Doamna, arăți fenomenal! Mulțumesc că mă străduiesc să încerc să țin cont de dress code-ul de la această invitație. Participam la un eveniment care are legătură cu influencers, cu zona de media și atunci, dress code-ul fiind extravaganța, m-am gândit să fiu curajoasă și să scot câte ceva la vedere. Știi cum e, puțin tică strălucire. Ce ținută sexy! Mulțumesc! Este creația unui designer român. Și îmi place foarte mult, este o tânără talentată și iată că toată ținuta aceasta așa îndrăzneață îi aparține. Colanți foarte decoltate, dar stă minunat. Salut, da, da, mulțumesc. Mulțumesc. Rest ce mai faci? Te văd, îți urmăresc pagina de Instagram foarte mult, mergi prin vacanțe, chiar te invidiez. Nu sunt vacanțe, sunt infotripuri. Sunt excursii programate și organizate în așa fel încât noi, acești travel bloggers, să putem să mergem, să descoperim o destinație și să oferim informații tuturor celor care vor să călătorească, la fel ca și noi. Dar, da, într-adevăr, sunt foarte norocoasă că pot face acest lucru, având votul de încredere al multor agenții de turism din România și chiar birourile de turism ale unor destinații, de exemplu Maldivele, m-au invitat direct. Te invidiez. Da? Nu trebuie să mă invidiezi, trebuie doar să te uiți pe pagina mea și dacă să-ți clătești ochii, pentru că este o pagină de lifestyle, este fix viața mea așa cum eu fac eu în fiecare zi, cu oportunități, iată cum este și acest eveniment pe care o să-l postez pe Instagram sau chiar și cu alte, eu știu, proiecte de ale mele care sunt importante pentru mine. Și atunci, practic, eu vă servesc un stil de viață. Dana, știu că tu ai fost foarte apropiată de mama Zina. Uite, au trecut atâția ani și iată că a fost uitată. Nu, n-a fost uitată, cel puțin fetele ei, cele care am crescut alături de ea și cele pe care le-a format ea, noi nu am uitat-o, numai că nu facem tam-tam despre chestia asta, nu apărem în presă că, știi, deci noi avem un grup pe care pe WhatsApp vorbim des între noi, o pomenim de fiecare dată, iar eu cred că la toate interviurile am spus de doamna Zina Dumitrescu că ea m-a format, eu am făcut școala de modele la Casa de Modă Venus, adică Nu. Un om cu asemenea valoare n-are cum să moară niciodată. Când mai ai timp, îi mai aprinzi o lumânare, îi mai dai ceva de pomană? Nu sunt foarte religioasă. Din punctul ăsta de vedere, nu pot să spun că urmez toți pașii aceștia, dar faptul că o am aici în inimă și faptul că o pomenesc în locurile unde cred eu că e important să-i pomenesc numele, ca un mentor ce mi-a fost, ca un om care a avut o mare valoare în moda românească, atunci da, asta fac.